Avem o discuție extrem de importantă, extrem de la zi despre sistemul de sănătate, despre situația din sistemul de sănătate, din perspectivă istorică, dar și la ce se întâmplă chiar în aceste momente când vorbim. Am văzut tot felul de întâmplări astăzi, doctori care sunt în grevă, tot felul de probleme în sistemul de sănătate care s-au acumulat de-a lungul timpului, iar unele de date recente. Prin urmare, suntem extrem de norocoși să putem să discutăm despre toate aceste lucruri cu domnul doctor Florin Hirculescu, un specialist, un chirurg foarte cunoscut, recunoscut, dar și un scriitor foarte important. În această seară vom vorbi din perspectiva doctorului Hirculescu despre sistemul de sănătate. Așa cum am convenit anterior, va fi o prezentare a dumneavoastră de câteva 10 de minute, 20 de minute. Nu, doamne, nu vă speriați, și apoi continuăm cu discuția, cu întrebări, cu tot felul de teme. Așa că, ca să nu mai pierdem foarte mult timp, vă dau direct cuvântul dumneavoastră și revenim. Vă mulțumim mult. Eu vă mulțumesc că m-ați invitat. Trebuie să mă ridic că atunci când discut despre subiecte de genul ăsta, nu pot să stau jos. Trebuie să știți că toată povestea asta a început în 1975. Atunci a fost conferința de la Helsinki și cu acea ocazie, în cadrul acordurilor de la Helsinki, s-a adoptat o hotărâre conform cărea orice om are dreptul la sănătate. Cu alte cuvinte, nu mai se punea problema de the pursuit of happiness, pursuit of health. Problema e următoare. Aceste gânduri frumoase, această idee frumoasă nu era cumva o utopie? Și la prima vedere, lucrurile ar părea că așa au stat. De ce? Necesarul de sănătate este ăsta. Capacitatea noastră de a plomba necesarul de sănătate este doar aceasta. Este mică. Nu există niciun stat pe pământ care poate să controleze întregul spectru al problemelor de sănătate publică. Statele Unite, care infuzează cei mai mulți bani în sănătatea publică de pe pământ, ocupă un modest loc 34-35 în clasamentul sistemelor de sănătate. Bun. Problema e așa. Acesta este necesarul și aceasta este capacitatea de a îl plomba. Cum putem să facem, cum putem să spunem că fiecare om are dreptul la sănătate în acest context? Între cele două trebuie să fie un filtru. Și acum începem discuția, hai să zicem, puțin mai aplicată. Sunt două modalități pe care putem să asigurăm sănătatea publică. Una dintre modalități este modalitatea Statelor Unite, cu bani, iar altă modalitate este modalitatea europeană, care se bazează mai mult pe solidaritate. În Statele Unite, trebuie să-ți plătești sănătatea. Spitalele sunt entități private în cea mai mare parte, iar entitatea privată, ca să poată să funcționeze, trebuie să primească toți banii pe cazul X. Dacă dânsul și cu dânsul ajung la mine spital, dânsul este asigurat la o societate, dânsul la altă societate, dânsul la a treia societate. Cu atât mai rău pentru dumneavoastră, pentru Statele Unite. Pentru că cu dânsul, societatea am un contract, cu el am alt contract, cu dânsul am alt contract. Din cauza asta, serviciile TESA din Statele Unite, partea spitalicească, sunt îngrozitor de ocupate față de cele din Europa, pentru că ei trebuie să deconteze fiecare ban. Ce se întâmplă aici? Dânsul este asigurat până la un anumit plafon. Eu mă ocup de asta, îl vindec și la sfârșit prezint nota de plată societății de asigurări. Societatea de asigurări mi-o plătește și după aceea acționează pe pacient ca să-și plombeze banii pentru care nu s-a putut asigura. Din acest motiv,
există o primă consecință. Și anume că în Statele Unite există numeroase cazuri de faliment pe probleme de sănătate. Faliment individual. Din același motiv, americanii spun despre canadieni că ei sunt niște americani cu asigurări de sănătate. Pentru că, oricât ar părea de ciudat, Canada este destul de asemănătoare ca mod de asigurare a serviciilor de sănătate publică cu Europa. Bun, în Europa lucrurile au stat în alt fel. V-am spus că există conceptul de solidaritate. Ce înseamnă conceptul de solidaritate? Noi toți din această cameră cotizăm la o societate de asigurări și cel care dintre noi are nevoie de sănătate la un moment dat își trage banii de acolo. Numai că, dacă s-ar întâmpla lucrurile atât de simplu, am ajunge în situația din Statele Unite. Cineva trebuie să deconteze non-stop. Și atunci s-a inventat un alt sistem. Și de regulă eu fac o comparație între sistemul de sănătate publică și îl compar cu un tunel. Mă refer la cel european. E un tunel, iată este așa un alt. E un tunel în care intră 3 inși. Pot să intre la un moment dat 3 inși. Acesta este tunelul. Și aici sunt cei 3 inși care pot să intre în același timp în tunel. Din nefericire, niciodată nu se prezintă la intrarea în tunel doar 3 inși. Se prezintă, să zicem, 10. Ceilalți 7, iată e aici, ceilalți 7 așteaptă. Ce așteaptă? Stau pe o listă de așteptare. Deci aceasta este lista de așteptare. Această listă de așteptare, care ce ne costă? Timp. În Statele Unite plătesc cu bani, în Europa plătim cu timp. Când am aflat de acest sistem, mi-am pus problema ce se întâmplă cu cei 7. Pentru că bolile nu se vindecă de la sine. Nu-l internez când am nevoie să-l internez. Ce se întâmplă cu acești oameni? Bolile lor se agravează, bolile lor pot să suporte cheltuieli și mai mari până când ajunge să intre în tunel. Același lucru, vă dați seama că și l-au pus această problemă și au pus-o și sistemele respective și atunci au inventat. Au imaginat un tunel mult mai larg. Este tunelul urgențelor. Indiferent, oricare dintre acești 7, la un moment dat devine o urgență. El atunci intră automat, chiar dacă este mai departe pe lista de așteptare, intră în tunelul spitalicesc. La fel, dacă este vorba de urgență, nu-l mai pune nimeni pe niciun fel de listă de așteptare, dacă nu face parte din cei 10 despre care am discutat, intră în tunelul de urgență. Așa, extrem de simplificat, să știți, cam așa este sistemul în Europa. E foarte interesant că acest sistem are foarte multe forme. Una dintre cele mai, hai să spunem, șocante pentru noi, este sistemul din Marea Britanie. Sistemul din Marea Britanie nu are casă de asigurări, sistemul public. Se cheamă NHS, se bazează pe taxe și impozite și de aici derivă un aspect politic. Când guvernul Marii Britanii spune din taxele și impozitele voastre aveți dreptul și la sănătate, își asumă responsabilitatea pentru toți cetățenii în partea astălaltă, în Germania, Franța și o să vedem și la noi, există case de asigurări de sănătate. Cu alte cuvinte, trebuie să fii asigurat ca să beneficiezi de spitalizare. În Europa însă există și niște fonduri prin care și cei neasigurați, cum a spus dânsul, pot să beneficieze de aceste aspecte. Dar toate lucrurile acestea, la un moment dat, mai devreme sau mai târziu, vor costa pe cineva. Pe cine? Pe ceilalți participanți la sistemul de asigurări, pentru că din banii lor trebuie decontați și cei care nu sunt asigurați. În Marea Britanie nu există această problemă însă. Vreau să vă zic ceva despre NHS. Marea Britanie este sfânta sfintelor din punct de vedere capitalist, ca să spunem așa.
Dar acolo, sistemul NHS a prilejuit unuia dintre profesorii de management din Marea Britanie să facă următoarea afirmație, care mie mi se pare cumva esențială pentru un anumit mod de a gândi. Eu sunt de acord cu ce o să spun acum, cu afirmația acelui profesor. Sistemele publice de sănătate sunt insule de socialism într-o mare a pieței libere. Să ținem minte povestea asta. Am început de la 1975, însă lucrurile au început să deterioreze pe plan mondial din 1985, au fost 85, din anii 80, a fost mai întâi dereglementarea de pe Wall Street, după aceea s-a prăbușit și comunismul, după aceea au apărut teorii economice de tip overspilling, în sensul că eu pot să câștig oricând, oricât de mult, pentru că din prea plinul meu voi revărsa, fiind un om nu plin de umanitarism, în sistemele de educație și sistemele de sănătate. Nu s-a întâmplat așa. Știți bine că nu s-a întâmplat așa și nenorocirea cea mare este că odată cu acest mod de a gândi, de reglementare, overspilling și faptul că nu mai ai necesitatea de a-ți dovedi superioritatea față de un sistem advers care era comunismul, hai să zicem că vechiul capitalism a început să-și schimbe forma. Umanitarismul s-a transformat în meritocrație. Ce înseamnă meritocrația asta? Dom'le, eu nu mai stau. Sunt în ăștia 7. Nu intru acum în spital. Eu doresc să-mi plătesc internarea în spital pentru că pot. Mi se pare foarte corect. Dacă pot să fac asta, numai că nu mă voi duce în spitalul de stat sau spitalul de stat va avea un segment pentru cei privați, dar a apărut o primă, dacă vreți, renunțare la principiul acesta de solidaritate. Ok, am bani, pot să o iau în față. Este să nu vi se pară un lucru într-atât de cinic pe cât pare la prima vedere, pentru că în acest fel se mai scurta lista de așteptare, în acest fel anumite probleme de sănătate erau rezolvate la timp, în acest fel nu se acumulau costurile excesiv. Vreau să vă spun, e momentul să fac o remarcă, și anume că eu nu doresc să iau partea unui sistem sau altul, vreau să vă prezint o situație pe cât posibil, cât mai echilibrat vreau să fac prezentarea aceasta. Bun, asta s-a întâmplat și a apărut, cum intră el acolo, în Marea Britanie? Plătind cel mai rar din buzunar sau plătind dintr-un sistem de asigurare, Marea Britanie se cheamă sistem de asigurare substitutiv. N-are sens să trecem în revistă acum toate modalitățile de asigurare din Europa, pentru că sunt extrem de deosebite între ele, dar principiul este același. Cu diferența că în Statele Unite, în Marea Britanie, statul este cel care se ocupă de sănătatea publică, iar în Germania, Franța și așa mai departe, se ocupă casele de asigurări. În contextul acesta ne-am trezit și noi, până anii 90, care, să nu râdeți, aveam un sistem de asigurare rusesc, se chema Semașco, care seamănă foarte mult cu sistemul din Marea Britanie. Diferența este de fel în care, de cine este gatekeeper-ul, cine este filtrul dintre necesarul și capacitatea de a asigura sănătatea publică. În Marea Britanie acești bani au primit medicii de familie și și-au rezolvat o mare problemă în acest fel, despre care tot timpul auziți vorbindu-se la televizor. Primul nivel de asigurare al medicinei este medicul de familie. Medicul de familie trebuie să facă cât mai multe lucruri, astfel încât să degreveze spitalul de problemele simple. Când banii sunt la el, el își va da interesul, medicul de familie, să trimite cât mai rar la spital, pentru că vrea și el banii aia. Repet, simplifică extrem de mult. Bun. Aveam acest sistem, Semașco, care are, mă rog, un pic de altă filozofie, dar fundamental era obligația statului să se ocupe de fiecare cetățean, din punct de vedere al sănătății. Noi am ales însă un sistem, sistemul nemțesc. Mă rog, l-am hibridizat noi pe aici, pe acolo, și a apărut Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ce întrebări mi-am pus atunci? De ce una singură? 2. Ce sens poate să aibă într-un stat
un alt tunel, care să fie un tunel financiar, care reproducea niște structuri deja existente în stat. Nu știu să răspund la întrebarea asta. Și mi-o pun cu atât mai mult cu cât există exemplul NHS și mie mi se pare, am avut de deseori ideea că modul cum funcționează Casa Națională de Asigurări de Sănătate, pe vremea eram libertarian, trebuie să recunosc, mi se părea o structură care mănâncă bani, e o structură superpusă. Poate că mă înșel. În fine, noi am adoptat sistemul nemțesc.